Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din nou discuții despre mâncare în studio, dar ne-am luat de la altceva. Nu, stai, suntem, mă rog, cel puțin eu sunt complet năucit. Am dat peste următoarea știre. Ia. Care e serioasă, e pe bune, că am verificat. Poliția neozeelandeză. Așa. Adică din Noua Zeelandă. A arestat doi bărbați care încercau să intre în Auckland cu mai multe pungi și găleți cu mâncare fast food de la KFC. Deci făceau contrabandă cu pui prăjit. Da. Asupra lor s-au găsit și 100 de mii de dolari neozeelandezi. Relatează The Guardian, nu știu cât înseamnă asta, apare fie o sumă serioasă. Exact. Era banda lui Piu Piu, cred. Un portător de cuvânt al poliției a spus că, și citez, ofițerii au observat un vehicul suspect pe un drum neasfaltat, care atunci când a constatat prezența polițiștilor, a întors și a încercat să demareze în trombă. Deci n-ar cos cu pui. Bună asta, da. În urma percheziției, deci s-au plecat după el, vorba lui Zaf Piu Piu, sau pui pui, în urma percheziției... Poliția erau piu, 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 exact. Piu. Ofițerii au descoperit bancnotele în valoare totală de 100 de mii de dolari neozelandezi, alături de pungi transparente goale, deci să și consumase. Și o mare cantitate de mâncare de la fast food. Poliția a găsit în portbagajul mașinii 3 găleți mari cu pui, mai multe pungi cu cartofi prăjiți, salate și sosuri. Și urmează tradiționala fotografie. Ați văzut că polițiștii când prind infractori de la care confiscă chestii sunt ca pescarii care se pozează cu peștele, știi? Da. Aliniază frumos peștii sau vânătorii, știi, care aliniază, habar n-am, prepelițele sau ce aliniază. Ăștia aliniază ce prind ei. Bancnote, pachete cu droguri, bijuterii, arme, nu știu ce. Aici este o fotografie cu mașina de poliție pe care au pus pe capotă, au pus ce au prins. În spatele scrisului cu police, ca să nu se acopere, să se vadă că scrie police, asta, și în spate avem. Deci se văd 3 găleți cu meniuri, 1, 2, 3, 6, se văd 7, dar probabil că sunt vreo 9 sau 10... Cutii cu salată. Așa, cutii cu salată, coleslaw, cred. În spate sunt 4 pungi mari de hârtie pline mari și în dreapta mai sunt niște ambalaje. Deci asta este captura. Eu cred că de data asta sunt pe capotă, nu întâmplător, ci pentru că după fotografie s-a mâncat. Că dacă nu îi interesa, le puneau pe jos. Unele capace par să fie mai jos decât alte capace. Știu că umbla până în aripioarele alea. La salata e intactă, eu nu cred că s-au atins ele. Salata dă un colo, e futurie. Care este problema? Problema este că în Auckland e carantină strictă. Deci nu se intră, nu se iese, sunt interzise inclusiv livrările de mâncare la pachet. Uh-huh. Și oamenii săraci. Deci, glovotează în Auckland, sunt contrabandiști, practic. Dacă ies pe stradă, sunt arestați, nu știu ce. Și îți dai seama, acolo se moare de foame, practic. Adică oamenii stau, n-au voie să iasă, să intre în oraș, sunt ca la ciumă. S-a închis orașul. N-au voie nici cu livrare de mâncare, deci trebuie să-ți gătești. Nu știi să gătești, s-a terminat. Deci probabil că niște milionari disperați de foame de la chioră, iau mațele extravaganți, de milionari extravaganți, extravaganți. Da. Au plătit niște contrabandiști din județul vecin. Da, ca să le cumpere, nu știu, pui. Da, să le cumpere găleți de pui. Să facă o petrecere cu găleți de pui și i-a prins poliția, săraci de ei. Încălcarea regulilor sanitare în Noua Zeelandă se pedepsește cu închisoare până la 6 luni. Amenzi care ajung până la 4.000 de dolari. Uite, cineva zice că un dolar neozeelandez e 3 lei. Bani mulți, aș zice, totuși. Da, erau bani mulți acolo, 100 de mii de dolari. Mulți. În momentul și... respectiv, bă, frate, când au urmărit mașina... Deci de reținut asta, da, că Noua Zeelandă, dacă încalci regulile sanitare... Ajungi la pușcărie. Ajungi la pușcărie și amendă 12.000 de lei. Da. Dar atât ar veni în lei. Aha. Păi să știi că sunt amenzi și pușcărie în multe țări unde se încalcă regulile sanitare la vreme de pandemie. A fost și nu la noi. Noi. La noi e democrație, la noi e libertate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.